Continuăm jurnalul Trinitas cu o știre muzicală. Corul de copii și tineret Simbol Jean Lupu al Patriarhiei Române a câștigat recent Marele Premiu la secțiunea Coruri a Festivalului Concurs de Muzică Religioasă Buna Vestire, care s-a desfășurat la nivelul întregii țări. Tot printre câștigători s-a numărat și corul Meloritm de la Palatul Național al Copiilor. Evenimentul a fost organizat la Biserica Sfântul Elefterie Nou din București. Chiar din ziua de Buna Vestire am participat la festivalul concurs Buna Vestire, organizat de Palatul Național al Copiilor din București. Corul de copii și tineret Simbol Jean Lupu al Patriarhiei Române a participat la secțiunea coruri la categoria B2. Coruri pe voci egale, clasele 1-12. S-au înscris mai multe formații la acest concurs, au fost și formații din țară. Politica concursului a fost ca cei care sunt din București să fie prezenți în cadrul concursului fizic și cei din țară în online, dar cu un live streaming, adică cu participare filmată, dar în direct. Au fost formații din Piatra Neamț, de la Oradea și vreo 4-5 formații din București. Am câștigat Marele Premiu în cadrul acestui concurs și, prin urmare, cei care sunt câștigătorii Marelui Premiu au cântat și în gala festivalului concurs. Festivalul concurs a fost organizat în perioada 25-26 martie și a cuprins secțiunile soliști, duete și corală. Acest festival concurs s-a desfășurat în 2 zile. A fost conceput în așa fel încât să reușească să participe absolut toată lumea, adică și partea concursului și partea festivalului. Concursul a fost în ziua de Buna Vestire, vineri pe 25 martie, și festivalul pe 26 legat de gală, gală în care s-au decernat premiile. În ziua de festival am avut 4 formații, o formație din Târgoviște, Apasionato, condusă de maestru Badea, și încă 3 formații din București. Și în gală, desigur, au fost prezenți toți cei care au participat în cadrul concursului pentru a afla ce premii au obținut. Au fost și soliștii, și duetele, și corurile, însă a cântat doar un singur cor, cel care a câștigat Marele Premiu, corul Simbol Jean Lupu. Acest festival concurs e de bun augur pentru palierul acesta, în special pentru corurile de copii. O felicit pe doamna director, directorul festivalului, profesor dr. Elena Nicolai, pentru organizarea și o felicit și pentru că a reușit să îl încadreze acest concurs în KN, ceea ce este nu un lucru mic, și pentru tot ce înseamnă muzica corală, să tot fie astfel de concursuri și festivaluri, cât mai multe, și să se poată organiza. Evenimentul a fost organizat de Palatul Național al Copiilor în colaborare cu Ministerul Educației, Asociația Națională Corală din România, Asociația Corală de Copii și Tineret Simbol Jean Lupu și Fundația pentru Copii Talentați Meloritmic. În cadrul competiției, corul de copii Meloritm de la Palatul Național al Copiilor a câștigat premiul întâi la una dintre secțiuni.
dorit un festival de muzică corală și Buna Vestire mi s-a părut un prilej potrivit, așa că de aici am pus la cale să-l organizăm și iată am ajuns la 9 ani distanță. Sunt 10 coruri, 4 coruri de adulți, 6 coruri de copii, 16 soliști, 2 duete, o parte dintre ei online pentru că sunt din toată țara și alții cei care sunt din București au venit la Palatul Național al Copiilor Soliștii sau duetele sau aici la Biserică la Sfântul Elefterie. Anul acesta avem un juriu cu totul deosebit, sunt foarte mândră și fericită că i-am alături de mine. Președintele juriului este Valentin Gurescu, profesor universitar, doctor, compozitor, dirijor, este o personalitate și sunt foarte fericită că a fost alături de noi. Răzvan Constantin Ștefan, de asemenea dirijor, profesor al Seminarului Teologic Ortodox din București. Luminița Guțanu, de asemenea, sunt foarte fericită că ne-a acceptat invitația, dirijor al Corului Simbol și profesor, cu siguranță. Iar ultima, dar nu cea din urmă, doamna Camelia Munteanu, o persoană cu totul dragă mie și mă bucur că a acceptat să fie cu noi. Festivalul Concurs Național de Muzică Religioasă Buna Vestire s-a aflat anul acesta la ediția a noua.